dintr-o stațiune aflată pe litoralul Mării Roșii, nu departe de deșert, aici, unde egiptenii de azi au construit o adevărată oază de civilizație. După ce cu o seară înainte, copiii din ansamblul Andantino au avut un adevărat succes prin spectacolul prezentat tuturor turiștilor și localnicilor, acum le-a venit rândul la relaxare în frumoasele piscine ale hotelului. Mergem acum la un loc de joacă special amenajat pentru copii, simbol al modernismului zilelor noastre, unde părinții își pot lăsa copiii în grija celor de aici, special angajați pentru a face acest lucru. Ne jucăm, ne distrăm, pentru că suntem în vacanță, vacanța de vară, mult așteptată de către toți copiii. Cel mai mult ne place în apă, alături de domnul profesor. 1, 2, 3 și...
merge să vizităm o moschee. Moscheea este lăcașul de cult al musulmanilor, religia de bază a egiptenilor. Turnurile din imagine se numesc minarete. Din aceste minarete se lansează chemarea la rugăciune. Iată-ne ajunși la magazinul de papirus. Aici vă vom explica și dumneavoastră cum se făcea papirusul înainte vreme. Ghida noastră ne-a explicat despre planta de papirus ce crește în partea de nord a Egiptului, în delta Nilului, acolo unde el se varsă în Marea Mediterană. Papirusul este considerat plantă sfântă încă din perioada faraonilor, din urmă cu 5.000 de ani, din două motive. 1. Pentru că frunzele sale sunt în forma razelui de soare, iar zeul soarelui era considerat de către vechi egipteni un adevărat sfânt. Și 2. Pentru că tulpina papirusului, privită transversal, are formă de piramidă și, de asemenea, piramida este considerată o formă sfântă de către egipteni. Papirusul se confecționa astfel. Se tăia tulpina de papirus la lungimea dorită. Partea verde se dădea la o parte pentru că este mai tare și din ea se confecționau sandale, rogojini, saltele și chiar bărci. Iar din partea albă feliată se confecționa papirusul. Mai întâi, feliile se băteau bine cu o piatră pentru a scoate apa și zahărul din tulpină, pentru ca mai apoi să fie presate bine cu un fel de făcăleț din lemn. După aceste operațiuni, feliile de papirus se introduceau în apă pentru a se curăța de zahărul apărut după lovire și presare. După ce stăteau circa 6-7 zile în această apă, erau adunate și așezate într-un fel de împletitură între două bucăți de pânză. Când foaia de papirus era gata, se așeza între două pietre mari și grele cu rolul de a se presa și a se usca. În zilele noastre, pentru acest lucru se folosește presa.
și după încă 6-7 zile de stat la presat și uscat, apărea foaia de papirus. Aceasta este ușor de recunoscut după dungile orizontale și verticale lăsate de feliile de papirus împletite. على الأقل سمع صوتك لا تعذب نفسك وتك على الأقل سمع صوتك لا تعذب نفسك وتك على الأقل. De la acest magazin ne-am cumpărat și noi ca amintire papirusuri cu numele nostru scris în limba egipteană veche și cu zodia fiecărui copil în parte. Apoi am admirat papirusurile cu tot felul de forme, culori și desene, fie laice sau religioase, inscripționate într-o formă absolut specială. Mergem mai departe, următorul nostru obiectiv fiind acela de a cumpăra cadouri pentru noi, pentru părinți, rude și prieteni. Atmosfera este superbă. În orașul multicolor, comercianți măslinii te îndeamnă la orice pas să intri în micile magazine garnisite cu tot felul de amintiri, care mai de care mai frumoase și mai ispititoare. Băieții își cumpără renumitele turbane, acestea dându-le un aer pur arabesc. Nici nu știi ce să mai alegi din multitudinea de obiecte frumos aranjate în vitrine. Walk like an Egyptian. Walk like an Egyptian.
am colindat prin oraș până s-a făcut seară. Am terminat de făcut toate cumpărăturile și ne reîntoarcem la hotel. Încă o zi super! Vom merge cu vaporașul pe o insulă unde, cu ajutorul labelor pentru not, al ochelarilor și al tuburilor speciale prin care vom putea respira, vom admira și noi coralii și peștii colorați din Marea Roșie. După Marea Moartă, care este cea mai sărată mare din lume, Marea Roșie este a doua la concentrația de sare. Acest lucru face aproape imposibilă înnecarea în această apă ce te ține la suprafață vrând nevrând. Și ni s-a făcut foame.
dar gazdele noastre ne oferă o delicioasă masă pe vapor. Acesta este sloganul nostru, dragi copii și părinți, și nu ne vom opri aici. Chiar dacă nu ne dorim acest lucru, noi totuși ne pregătim de plecare. Ultima masă de prânz din acest turneu o primim din partea hotelului Hilton la pachet. Cumpărate tot de aici și
pregătim să plecăm. Aici la mine. Cum de ce trebuia să plecăm? Ne întâlnim și noi cu părinții. Zi la revedere, Egipt. Zi! Ultima reprezentație artistică a ansamblului Andantino a fost chiar la aeroport, unde copiii au fost admirați și aplaudați de toată lumea. Directorul aeroportului a avut deosebită plăcere să înmâneze copiilor mici amintiri din partea domniei sale la plecarea noastră din Egipt. There's a place in your heart and I know that it is love. Acesta a fost periplul nostru în Egipt, țara faraonilor, a piramidelor și a unei bogate istorii antice. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place, heal the world. Lăsăm în urmă amintiri de neuitat. Avem marele privilegiu de a filma Nilul de la 11.000 de metri. Am surprins de asemenea pe peliculă și canalul de Suez, ce face legătura între Marea Mediterană și Marea Roșie. Am ajuns în România. Totuși, nicăieri nu-i mai bine ca acasă, unde ne așteaptă părinții fericiți.